Efeseni, capitolul 1, versetul 1. Ce vorbisem data trecută când am zis că seara să mai vorbim despre identitatea noastră în Hristos. Efeseni 1 cu 1, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Rămânem la versetul acesta. Așa cum v-am zis, Pavel în, Efes, în, în episoada către Efeseni vorbește mult despre cine suntem noi în Hristos. Și data trecută am vorbit despre faptul că suntem fii ai lui Dumnezeu, fi și fiice. Astăzi vorbim despre faptul că suntem sfinți. Și știu că sună ciudat, nu lucrul ăsta? Eram la un privei cu mai mulți ani în urmă, la Ceica, și am zis ceva printre altele la prive că, nu știu, cred că am mărturisit ceva cum Domnul mi-a vorbit ceva odată. Și țin minte că mi-a zis mama sau crezi când m-am dus în, în, altă zice, mă, zice, vorbește lumea de tine pân, pân sat, că tu ești fi ceva sfânt, că ți-o vorbit Dumnezeu. Deci oamenii foarte reverențioși, foarte așa, știi? <laughs> și, și m-am gândit cum gândesc oamenii. Oamenii au o elită, numai unii sunt sfinți, numai unii. Și a zis și în icoane, imagine, avem noi o definiție folclorică, o definiție sfinții sunt un fel de elită. Eu din ce m-am uitat în epistolele Apostolului Pavel, mi se pare că prea-i bagă la grămadă către sfinții din Efes. Nu-i triază, nu zice că numai mai au ordinați din biserică, nu zice că numai păstori, nu zice că numai episcopii, nu zice către sfinții care sunt în Efes. Și am mai vorbește cu biserica în Colose la fel, către sfinții din Colose, către sfinții de acolo. Și am zis, dar cum s-ar putea și fi noi sfinți? Că am citit epistola și dacă o știți mai la urmă, nu erau chiar cei mai sfinți cum ne gândim noi, că mai aveau greș. Noi ne gândim că Sfânt ai să fie fără greșeală, corect? Rămus ai să fie perfect. Ne gândim noi. Dacă Biblia are o altă definiție pentru ce înseamnă să fii Sfânt, pentru că Biblia este adevărul și are dreptate și e plină Biblia de, de situații în care ne numește Sfinți, ne numește Sfinți. Și am zis, Doamne, dar da de ce că eu, eu, citesc epistola? Știți pe cine o numi sfânt Și pe din Corint. Știți că epistola către Corinteni s-a făcut mare dezbatere dacă să o bage în canonul Noului Testament sau nu din cauza problemelor din biserică? Ei, Pavel, înainte să îi tragă de urech pășa din Corint, înainte să îi muștrulească, de deci ce către sfinții care sunt în Corint? No, poftim. Adică cum? Adică și și sfinți. Și zis, hai să vedem ce înseamnă mai concret să fii sfânt și cine sunt ei care sunt sfinții din Hristos Isus, către sfinții care sunt în Efes, localitatea, în Hristos Isus, locul nostru spiritual. Uh, și m-am gândit să vă dau astăzi cu așorul Domnului trei motive și încerc să cuprind un subiect destul de greu și sensibil, legat de sfințenie de cu ajutorul Domnului voi birui. Primul motiv și cel mai important pentru care Biblia, că ușor ne vom și da seama, eu acum vorbesc cu fiul lui Dumnezeu da? <laughs> și cu fiicele lui Dumnezeu, dar va pricepe și cine nu-i fiul lui Dumnezeu ce să facă ca să fie sfânt. Bun, primul motiv pentru care noi suntem considerați sfinți este, este poziția noastră în Hristos. Noi suntem sfinți datorită poziției noastre în Hristos și dați-mi voi să vă explic. Uh, în limba ebraică, m-am uitat de curios în Vechiul Testament, sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Și în Vechiul Testament e plin de cuvântul Sfinț. M-am dus să văd în limba ebraică cum zic ei evrei la Sfinț. E cuvântul Kodesh, Kodesh, care înseamnă separat, pus deoparte, pus deoparte. Și vreau să vă, am adus aici niște păhărele, să vă ilustrez așa, să ajute Domnul să fie mai vizuală uh, ideea aceasta cu Sfinții. Imaginați-vă că ăsta este... Pământul. La stânga sunt caprele, la stânga mea și la dreapta sunt oile. Caprele totdeauna înseamnă oamenii răi care nu sunt sfinți, adică nu sunt chiar sfinte caprele că se suie și zmâncă vița de vie. Oile sunt mai sfinte, ca să ne au treabă numai cu pășunea. Fiți foarte atenți! Când în, în Vechiul Testament, când Moise a construit cortul după cum l a zis Dumnezeu a, a făcut vasele alea ce aveau acolo, pahare și tot felul de potire că de am luat niște pahare, vasele Domnului zice că a luat cu a, isop și cu tot felul de a, cum ar fi și busuiocul ăsta cu care se ia a luat sânge de țap și de tauri și a stropit peste oameni a stropit peste cort a, stropi, a stropit peste vase, toate vasele și le-a considerat sfinte din momentul ăla în care sângele a, le-a stropit. Din momentul ăla n-au mai fost vasele omului, că tot am și m-am gândit, mă, cineva o da paharele alea. Dar din momentul în care i le-o dat Domnului și au fost stropite cu sânge, ele n-au mai fost niște vase obișnuite, ci au fost separate și puse deoparte. De acum înainte sunt vase sfinte și cine se va atinge într-un mod necorespunzător de ele, va muri. De acum înainte cortul ăsta, care oamenii ori da alea de capre și ce-au fost acolo s-au erau piei normale, dar de, din momentul în care sângele le-a atins, n-au mai fost, n, mai fost, n mai fost o locu locuință normală a fost o locuință sfântă, locul sfânt al lui Dumnezeu. Adică e ceva deosebit unde locuiește Dumnezeu. Și acum fiți atenți legătura cu noi, că noi suntem și cortul lui Dumnezeu, noi suntem și vasele lui Dumnezeu. În momentul în care am venit la Hristos și ne-am pocăit de păcate, Duhul Sfânt ne-a stropit cu sângele lui Isus Hristos și din momentul acela noi am fost strămutați din împărăția întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Am fost scoși de sub puterea satanei și a Duși la Dumnezeu, suntem oameni sfinți lăudați să fie Domnul, adică avem o poziție diferită. Suntem în lume, dar nu suntem din lume că și Hristos ne-a scos din lume lăudați să fie în numele Lui. Asta e poziția noastră în Hristos auziți un verset foarte puternic legat de stropirea aceasta cu sângele lui Isus Și Petru vorbește, am studiat de curios să văd, stropirea cu sângele lui Isus. Zice în Evrei, capitolul 10, versetul 29, e un verset care... Uh... Înțelesul lui principal ar de-a face cu altceva, cu o pedeapsă, dar aici găsim și ceva deosebit. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Vedeți așa cum Moise când a făcut legământ cu evrei, o lua sânge de și o dat peste vasele acelea. Țineți minte când, când copilul lui Nebucanețar s-a atins de vasele Domnului, că Dumnezeu i a trimis un cap de mână, o scris pe perete, vezi că eu te omor pe tine, că te-ai atins de vasele care sunt amele și o nu nici până acum că Moise și odată în urmă cu sute de ani cu sânge pe ele sunt ale mele. Și cine se atinge de cei ce sunt ai Domnului se atinge de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Dacă sângele la de vaci și de, și de, animale au putut sfinți niște obiecte, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos a sfințit Duhul nostru și toți care ne-am pocăit și care ne-am pus credința în Iisus Hristos cu adevărat, am fost tropiți cu sângele lui Iisus Hristos și din momentul acela înainte, noi suntem sfinți datorită unei poziții speciale. Exact ca ca și vasul ăla. Dacă îl duceai undeva la, la ăștia sau pe unde le duci ca să studieze aurul, era aur ca și la altul. Dacă ne duci pe noi oameni ca și alți oameni, dar pentru că ne-am pus credința în Hristos, sângele lui ne-a sfințit și ne-a pus deoparte. Găsești și la noi oameni de un metru jumate, găsești și de doi metri, deci găsești și la noi ce găsești în lume. Dar înăuntru nostru am fost sfințiți cu sângele lui Isus Hristos, suntem sfinți, puși deoparte pentru Dumnezeul nostru. Înainte locuia în noi satana, acum locuiește în noi Dumnezeu. Duhul Sfânt. Înainte în gura noastră locuiau manelele și înjurăturile, acum locuiesc laudele Domnului, slăvit să fie El. Am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, înainte locuiau în noi ură și răutate, acum locuiește Duhul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și El, El bea din noi, să zic așa. Partea frumoasă e, nu numai că ne-a scoze sub puterea lui satana, nu numai că nu mai suntem din lume nu mai suntem în acea șoală cu lumea, dar suntem și scutiți de mânia lui Dumnezeu. Zice Biblia că sângele acesta cu care am fost tropiți ne scapă de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte în Egipt când erau evrei acolo, Moise le-a zis, fiți atenți că vine mânia lui Dumnezeu peste Egipt și voi nu sunteți mai buni ca așa că și voi ați păcătuit. Dar faceți următorul lucru, tăiați un miel, luați din sângele lui și ungeți pe ușorii casei și când va veni nimicitorul, îngerul morții, duhul de judecată, va trece pe lângă casele voase pentru că va vedea sângele legământului acolo și nu va intra în casele voase, nu va veni mânia, nu va veni judecata lui Dumnezeu. Și din ziua aceea s-a inaugurat Paștele, Pesach în limba ebanică. Braică, înseamnă ocolire, Pesach, Paștile înseamnă ocolire, adică mânia nu mai vine la mine, trece pe lângă mine și merge mai departe, pentru că sângele lui Isus Hristos a curs peste mine. Când îngerul trecea, el, el știa un mandat, plata păcatului mortă, deci ăsta era un fel de, mă gândesc acum la, la, la cineva... Uh, cum a fost poate Vlad, fratele Vlad de pe în zonă, dar mă gândesc la alții care au fost poate chiar recuperator legal și trebuiau să meargă să execute silit la bani sau anumite lucruri. Are și Dumnezeu Duhul lui, da, de nimicire, de judecată. Și ăsta știe un singur lucru, plata păcatului moartea, factura, executare silită. Când ăsta mergea până Egipt, voia să meargă, băi, plata păcatului moartea, a ce a ce -o fost păcat bun, omorâm, omorâm, omorâm. Când intra, când trecea pe lângă sânge, vedea următorul lucru. Cineva a murit deja în casa aceea asta, voi trece pe lângă că a fost achitată factura. De aceea paștile nostru-i Hristos lăuda să-i fie numele. El face ca mânia lui Dumnezeu să treacă pe lângă noi. Și zice Iisus cine crede în mine, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, lăudat să fie numele lui. Am fost tropis cu sângele mielului. Și ce bine să stăm toată viața sub sângele lui Iisus Hristos. Că mă gândesc dacă era un om fără minte în casa evreilor și ieșea afară de sub sângele acela, îl nimicea nimicitorul, că nu sunt eu specialie. e sângele lui Isus special peste viața mea, lăudat să fie Domnul. El ne izbăvește de mânia viitoare, ai fost separat, pus deoparte, ca și casele evreilor erau separate, aici nu intri, aici cineva a murit deja. Și Dumnezeu nu-i drept să pedepsească un păcat de două ori. A plătit Hristos pentru noi, pentru noi care l-am primit pe Hristos, am fost tropis ca o garanție, ca un bon de la Dumnezeu, păstrează bonul până la ieșirea din lumea aceasta, sângele mielului pe noi ne izbăvește de mânia viitoare, lăudați să fie Domnul! mă gândeam că în urmă cu câțiva, în urmă cu câțiva ani de zile lucram la un after school și m-am gândit și la uh, imaginea asta și mai primeau cu tirul unii uh, haine, nu, no, nu întotdeauna erau bune cei de ce bă, unii ne dau rupturi, murdare, zice, le bag pe foc, n-am ce face cu ele. Dar așa că de mine vin și azi după aceea ce străbă. Și om luam, îmi puneam deoparte, îmi sortam ce credeam eu că am nevoie pe acolo și scream cu marcăru pe ele, centru, pentru centru, scream tot felul de așa și le puneam deoparte, le separam de celelalte. Și zicea, vino după ele că le dau foc la celelalte, dar zic, nu, 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 pot să vin acum, lasă-le acolo deoparte. Și știți ce m-am gândit? Hristos a scris cu marcărul lui, cu sângele lui, pe toți care sunt lui, e sfântul meu, e al meu, e al meu, e al meu, pe cetea lui e peste noi. Și când va veni el, restul va fi aruncat pe foc, dar noi vom trăi lăudat să fie Domnul pentru sângele lui care ne-a sfințit. Sunt sfânt, în primul rând, datorită poziției mele în Hristos, am fost separat și pus deoparte de mânia lui Dumnezeu, de puterea satanei, de lumea aceasta prin sângele mielului. Acum, ce se întâmplă dacă eu, dacă sunt separat și pus deoparte, se întâmplă să mă murdăresc? Mă gândesc că și vasele din templu s-au murdărit, corect? Nu mă gândesc că au fost veșnice curate și nici nu le țineau de bibelou, cum ținem noi în casele noastre, o grămadă de farfuri și nu mâncăm în veac din ele și o grămadă de pahare și nu bem în veac din ele. În, în templu nu erau la expoziție, le foloseau. Bun, când ele se murdăreau, am stat și m-am gândit eu, mai venea rămoi să le sfințească? Nu! Venea doar să le curățească și vreau să fac o diferență între sfințire aici și curățire. Ești sfințit odată, vasul a fost sfințit odată prin stropire. După aceea era curățat de fiecare dată când se murdărea. Și am văzut că și noi la fel, dacă vei și vrei 10 cu 10, zice următorul lucru. Noi am fost sfințiți odată pentru totdeauna prin jertfa Domnului Isus de la cruce, prin trupul lui jertfit. Am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, dar suntem curățați de mai multe ori, de fapt a zice de nenumărate ori. Auziți ce zice Apostolul Ioan când păcătuim? 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcat, versetul 8, hai să punem mai concret. Dacă zicem că nu avem păcat, cât am fost noi de puși deoparte pentru Dumnezeu, ne mai murdărim, mai greșim, ne înșelăm singur și adevărul nu-i noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne... Nu să ne sfințească, să ne curețe. Sângele Lui ne curățește de orice nelegiuire lăudat să fie Domnul. În momentul în care paharul era folosit de aron în templu și așa, se mai murdărea, aduceau jertfe de băutură, puneau vin, un delem tot felul, ei mereu le curățau, le curățau, dar nu le mai sfințeau încă o dată, pentru că ce a sfințit Dumnezeu să nu numesc purca lăudat să fie Domnul. Dar eu am nevoie să fiu curățat. Deci eu sunt în poziția de sfânt al Lui Dumnezeu, sunt pus deoparte, de, de a le spune pavele feseilor, sfinților, pocăiți-vă! E tare, nu? Adică tu e sfânt, pocăiește-te, adică cere să te și curețe. Sângele te-a stropit, dar sângele te și spală de orice nelegiuire. Lăudați să fie Domnul. Și asta se întâmplă când ne pocăim. Există riscul cum le zice celor din evrei, nu pângăriți sângele cu care a fost sfințit, adică când te lepezi de Hristos și alegi păcatul și nu mai vrei să vii la biserică, te lași de Hristos, o zic așa pe românește, în momentul acela, dacă vin apoi la Domnul, trebuie să fii resfințit din nou. În momentul ăla, da, ai nevoie să fii restropit. Dar dacă tu ești copilul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și tu n-ai de gând să te lepezi de Hristos, dorința ta e să trăiești pentru El în fiecare zi, dar se întâmplă să te murdărești, tu n nevoie să fii resfințit, că tu ești sfânt, tu ai nevoie să fii curățat, curățat, curățat și sângele lui te curățește în măsura în care îți recunoști greșelile, lăudați să fie Domnul pentru asta. Eu mă bucur că știu adevărul ăsta, că satană n-ar vrea să știu, că ar vrea că atunci când eu greșesc, că se întâmplă, că și dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm, să zic că acum nu mai e sfânt. Ba, sunt sfânt și în momentul ăla, lăudați să fie Domnul, pentru că poziția mea rămâne valabilă, sunt tot copilul lui Dumnezeu, sunt tot pus deoparte, îmi recunosc greșeala și mă pocăiesc de ea, lăudați să fie numele Domnului. Sfinții se pocăiesc, sfinții își cer iertare, sfinții vin la Dumnezeu, de fapt vă zic, Sincer, când eram în lume, nu prea mă durea de păcate. Când am devenit sfânt, a început să mă doară pentru păcate. Zic, Doamne, iartă-mă, Doamne, curățește-mă. De deci suntem sfințiți prin sângele mielului, dar suntem curățați de nenumărate ori, ori de câte avem nevoie. Ați văzut zăpada asta? Ce frumoasă e! Dacă n am ieșit din bloc, m-am uitat, am fost până la stână, zăpadă albă, frumoasă, curată. Când am venit la bloc și am văzut-o așa neagră și murdară acolo lângă, lângă să zic, eu, urâtă-i zăpada. Și m-am gândit, zăpada nu-i frumoasă, numai albă. Și Dumnezeu zice în Biblie că El ne spală de păcate și ne face albi ca zăpada. Isaia, capitolul 2. El ne curățește. biserica e urâtă dacă nu umblă în puritate. biserica e urâtă dacă nu umblă în, integritate. De aceea, pentru că noi stăm lângă drum ca zăpada aia, ca aia de la stână era curată. De asta lângă drum. Stăm în lumea aceasta, te mai murdărești, te mai asta poate te duci la un cerc, unul mai vorbește ceva, parcă îți vine și ți să mai zici ceva, te murdărești. Du-te la Isus Hristos, că El te curățește și te face alb ca zăpada. Noi am fost creați să fim puri, am fost puși deoparte pentru puritate, lăudați să fie Domnul. Amin? Suntem sfinți datorită poziției noastre în Hristos. Sângele Domnului, sângele meu ne-a stropit, ne-a pus deoparte și da, suntem curățați de mai multe ori că suntem ca zăpada și zăpada nu-i frumoasă, numai albă, corect? Nu mi-ar place să văd nici galbenă, nici verde, nici gri, mi-ar -mi -mi place să văd albă. Dumnezeu zice când se uită la noi, voi sunteți albă ca zăpada mea, voi sunteți puritatea mea și vreau să fiți fără pată. Așa că ori de câte ori găsești, recunoaște păcatul, cere sângele meu și el te curățește. Bun. Al doilea motiv pentru care noi suntem sfinți, nu numai -ă, nu numai poziția noastră în Hristos, este și natura noastră în Hristos. Hai să vă explic. M-am uitat și la cuvântul din limba greacă de curios să văd. Că Vechiul Testament e scris în ebraică și Noul Testament e scris în limba greacă. Să văd ce cuvânt folosește Pavel. E cuvântul Hagios, care înseamnă sfinț, sfinții din Efes. E, ăsta înseamnă tot cumva separat, consacrat, pus deoparte, dar mai are ceva în plus. Zice diferit. Adică suntem diferiți prin natura noastră, nu suntem ca lume, avem ceva diferit la noi, avem ceva neobișnuit, asta înseamnă ieșit din comun, ceva ce nu vezi, că eu vă zic sincer, te poți plimba în toată lumea, în toate religiile și chiar dacă au culori diferite, sunt toți o apă și un pământ. Dar e ceva diferit la Biserica lui Hristos, e ceva diferit din momentul în care, ții de când am pășit prima oară, ca și adult, în, sau eram eu când am, am, crescut, am fost binecuvântat când am fost copil, dar m-am înstrăinat ani de zile și n-am mai mers, când am revenit în biserică, că pe la 17-18 ani, vă zic sincer, am simțit ceva diferit ce n-am simțit în niciun loc până în momentul ăla. E ceva diferit în voi, e ceva diferit în noi, e ceva special și asta e natura lui Dumnezeu în noi. Am fost născuți din Dumnezeu și dacă Dumnezeu e sfânt, ce poate ieși din El? Un sfânt lăudat să fie Domnul! Domnul i-a zis la Maria așa și lui Iosif, nu te teme să iei pe, Maria la tine că ce s-a zămislit în ea e de la Dumnezeu, e sfânt lăudați să fie Domnul. Ce este noi, zice, a, a, zice va fi chemat sfântul lui Dumnezeu, suntem sfința lui Dumnezeu, nu numai datorită poziției, că sângele ne-a pus parte, ci și datorită naturii noastre, avem o natură nouă, avem, avem a, inima lui Dumnezeu noi. Chiar mă gândeam în timp ce mă rugam acum, ne motiva fratele Nelu pentru dragoste. Păi zice Biblia, Dumnezeu e dragoste. Dacă eu am fost născut din Dumnezeu, ce eu? Dragoste, deci nu se poate să vii copila lui Dumnezeu Să n-ai în tine fărâmă din dragostea lui ADN-ul din Dumnezeu nostru Lăudat să-i fie numele în veci mi-a zis o soră, zice, de când m-am pocăit, zice, cu câțiva ani în urmă, zice, mă duc pe stradă și toată lumea se uită la mine, și e ceva diferit la tine. Ascultați-mă, Hagios, Sfinții, diferit, asta înseamnă, e ceva diferit la tine ce radiază fața ta, vorbele tale. Dar spuneți voi, n-ați întâlnit oameni și fără să te cunoască, zice, ce e cu tine, tu ești pocăită? Eram în avion, dată zburam undeva și eram cu soția mea și, no, acolo oricum gomul mai vorbeau și vorbeam eu încet cu soția mea, ce știu, un alta, și asta la un moment dat intră în discuție cu mine și Zice, deci, auzi, deci, voi să spocăiți, Zic: "Dar de ce ce făc rău? Ce vă cură? Deci, ascultă mă Pocăitul nu face ceva ca să fie, el este prin natura lui. Deci noi nu reproducem, nu mimăm, nu imităm, nu încercăm să contrafacem nimic. Suntem prin nașterea din Dumnezeu, e ceva diferit. De fapt, îți spun sincer, cea mai mare diferență o faci ca și pocăit atunci când ești tu natural, nu când încerci tu să arăți că ești cineva, atunci când ești tu, când nici nu știi cine te vede. De fapt, ăla e sfântul adevărat, nu în public, când toată lumea încearcă să arate, ci în privat, când nu te vede nimeni ce făcut Cum vorbești? Cum ăsta? Cum gândești? Nu știu, ceva diferi la tine. Știu ce-i diferit la mine. Am fost născut din Dumnezeu. Sunt Sfântul lui Dumnezeu. Se simte în vorbe, se simte în gânduri, în atitudini. Ascultă-mă, copil de Dumnezeu. Tu ești Sfânt datorită naturii tale. Ai fost născut din el. Și vreau să vă zic cât de importantă e nașterea din, din nou. Domnul Isus aseamănă în Biblie biserica cu oi. Corect? Turma mea, oile mele. Și lumea o aseamănă cu lupi. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și am zis, ce-i diferit la oi și la lupi? Natura lor, firea lor. Lupul e sălbatic din fire. Oaia e domestică din fire. Oaia nu, din firea ei, ea n-are în fire să muște, na. Deci tu să vezi o oaie vreodată, că am întrebat acolo pe fratele Cornel, zic, frate Cornel, că el mare are conexiuni cu ciobani, zic, eu eram curios, chiar aș face o statistică, vreau să văd dacă a fost vreodată o oaie în istorie să fi mușcat pe cineva. M-am gândit eu așa, în afară de iarbă, iarba e mai să muști, să muști o altă oaie sau un lup, chiar dacă și-o merită. Zic, ai văzut? Mă zice, n-am văzut, zice, ai câine dacă mușcă. Zice fratele Todiță, zice, sunt niște oi mai speciale că Pavel zice uh, să nu vă mușcați unii pe alții, le zice oilor. Am aici, aici e interesant, aici de discutat chestia asta și o să atingem puțin subiectul ăsta. Dar în mod normal, ascultă-mă, oaia din firea ei nu mușcă. Să vezi o oaie că mușcă, nu e așa că ți-ar fi ciudat? Aici, bă, ce e aici? Imediat eu prin loc. Dar să auzi un lup că mușcă, ți-ar părea ceva ciudat că e în firea lui să muște. Ascultați-mă, îi în firea omului lumesc să facă rău, îi în firea lui să se răzbune, îi în firea lui să facă lucrurile rele, în firea Sfântului este să fie blând, să fie ca și Dumnezeu, să iubească, să facă binele. De aceea, pe Sfânt, nu trebuie să-l împingi tu dimineața, du-te și fă binele, că firea lui, natura lui din Dumnezeu îl mână. Ce să fac ca să se fac voia lui Dumnezeu? Cum aș putea din situația aceasta să eman gloria lui Dumnezeu? Și m-am gândit cât de greu i-ar fi unui lup să se comporte ca și o oaie. Că la noi în biserică mai vin lupi în piei de oaie. Au văzut o fată frumoasă și se îmbracă în blană de oaie și așa frumos vorbește Știți ce e pielea de oaie? Vocabularul de pocăi vine cu pacea Domnului. el știe ce să-ți răspunde. Am văzut unii oameni, ei să gândesc, asta e uit păstor, hai să-i zic ceva ce ar trebui să audă un pastor. Și oamenii știu mima până la un punct. Domnul Iisus o să aveți grijă la lupii care vin în piele de oaie. Dar ăștia se schimbă doar pe din afară. Lupul schimbă părul, dar în ravuba. Pe dinăuntru sunt aceiași draci. Exact cum satana zice, se preface în înger de lumină, e un maestru al deghizării. Satana a inventat religiozitatea, satana a inventat toată deghizarea asta în care crezi că poți prelua. Știți ce m-a întrebat toată un, un băiat? Zice, cum aș putea să folosesc principiile creștinismului ca să mă lepă de firea mea că stare egoist? Zic, e ca și cum ai zice, cum ai putea să fii lup și să te comporți ca o oaie? N-ai nicio șansă, i-am zis. Trebuie să te naști din nou. No, nu există o mimare, nu există o imitare, trebuie să fie ceva autentic. Zic, știi cum te naști din nou? Lupul oricât ar încerca el să fie blând, să fie cu minte. Când dă el de copănelele alea de oaie, năravul lui de lup, ascultați-mă, va ieși totdeauna la suprafață. cine e născut din Dumnezeu, năravul lui Dumnezeu va ieși întotdeauna la suprafață, chiar și când face greșeli, imediat își pentru că ADN-ul lui Dumnezeu e în el, Lăudați să fie Domnul. Dar cine e lup, îi lup. Știți singura șansă lupului să fie ca și o oaie? să se nască dintr-o oaie. Singura noastră șansă să fim ca Dumnezeu este să ne naștem din Dumnezeu. De aia, Domnul Isus lui Nicodim, mai Nicodim, tu ești cu teologia, tu ești cu învățăturile astea, tu vii la mine să crezi că ce rețetam să zic 1 plus 1 fac 2 ce să faci, cât să mai postești cât să te mai rogi, oamenii așa vin știi, le înțeleg firește, nu-i firește măi Nicodime, tu ești lup ai nerav de lup în tine. Vreți să mă omoriți, le-a zis Domnul. Ai drac, cine caută să te omoare? Și în câteva versete mai jos, au luat pietre să-l omoare. Nu vii do zice Domnul, voi vreți să mă omoriți, Aveți, aveți neravul să de lup în voi, sunteți răi, a zis Domnul Iisus Hristos. Voi nu puteți fi buni. Zice Domnul Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. M-am gândit toată că singurul trebuie important care l-a predicat Isus nu a fost trebuie să mergi la biserică, nu a fost trebuie să postești, nu a fost trebuie să faci cu tare și cu tare lucru, a fost trebuie să te naști din nou. Apoi lucru lucrurile vor veni natural. Lăudat să fie numele Domnului. Nu e așa că ne chinuim cu pruncii, nu e așa că ne chinuim cu vecinii, nu e așa că ne chinuim să tot împingem. Dacă când se nasc ei din Dumnezeu, au în ei lui Dumnezeu, a ul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, li drag să citească Biblia, li drag să se roge. Ca asta se între pe, 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 oameni când mă ocup de botez, ei nu, ei nu știu mulți cum să le explici cu nașterea din nou, nu, nu, nu înțeleg lucrurile astea. Și eu vreau să văd dacă sunt diferiți, Hagios, dacă eți diferiți ăștia, zic mă, e ceva diferit la tine, bă, ce nu mai vine să mint imediat dacă greșești ceva, îmi pare. Mă zic, e ceva diferit la omul ăsta. Zic, bun, zic, ți drag să citești Biblia. Eu, domne, că ce nu mă satur. Șase ore o citesc. Uh, uh, să te rogi, nu zic că să ai bun de botez. Hai încoace. Poate nu-i perfect, dar are deja în rav el. Înțelegeți, când te-ai născut din Dumnezeu, ai natura lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Bun. Vreau aici să pun o întrebare, să spun ceva. Chiar dacă ne-am născut din Dumnezeu, Că zice Domnul Iisus, eu voi lua din, Dumnezeu zice, eu voi lua din trupul tău inima de piatră și îți voi da o inimă de carne. E lucrarea lui Dumnezeu, nu a mea. Eu doar mă pun în genunchi la crucea lui Iisus și zic așa, Doamne, sunt un om rău, nu pot să fac binele, sunt păcătos din calea afară. Iartă-mă, schimbă-mă, curățește-mă. În momentul ăla, Duhul lui Dumnezeu intră în viața mea. Cei mai mulți încep să plângă, să, să se miște puternic și simt o eliberare ca un bolovan care s-a scos din, 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 ei pentru că Domnul scoate inima de piatră, le dă o inimă de carne dintr-o dată li se deschid ochii. Iubesc pe toată lumea. Vorba unui prieten de-a ce puteai să tai buștenii cu drujba pe mine, că ce puteam să te iubești, să te țuc. Deci e o bunătate a lui Dumnezeu când te naști din Dumnezeu și te ridici ca un fulg ușor și ești gata să faci bine, să mergi în lucrarea lui Dumnezeu. Asta se întâmplă prin nașterea din nou. Îți dă natura lui Dumnezeu, Sfințenia lui și apoi te duci mai departe și faci toate celelalte posturi, rugăciunea, altfel sunt zero. Bun. Dar după ce ai, ai avut parte de nașterea asta din nou și toți au avut-o, care, sunt, care, care au, au, trecut prin ea, care sunt pocăite cu adevărat. Cine n-a avut-o, chiar, chiar, mă rog, Domnului, să ai parte de nașterea asta din nou. Mă uitam la o soră când mă și am venit în biserică la Beu și predica fratele Vladimir și am început să plâng în continuu. Deci nu înțelegeam mult din ce vorbea, dar atâta cât Dumnezeu mă iubește și că trebuie să mă pocăiesc. Deci imediat după masă și am fost la botez. Și am zis și m-am gândit, vedeți, nu-i oratoria noastră care schimbă pe oameni, că nici nu înțelegeam mult. nu logica noastră, nu doctrina noastră, e Duhul lui Dumnezeu care lucrează în el, că el își deschide inima, vreau să mă pocăiesc. Duhul Sfânt ne schimbă. Amin? Bun, dar după ce te schimbi, Îți dai seama că totuși parcă mai e o leacă de păr de lup pe acolo Și cât ești de oaie Zice Domnul să nu vină lupi în piele de oaie Dacă toate sunt oile cu câte o leacă de, de, piele de lup știi? Și îți dau seama oamenii Bă, dar uite, parcă mai am așa o atracție din când în când În mod normal ai atracția spre Dumnezeu Dar din când în când parcă mai vine nervii din trecut Parcă mai vin dorințele din trecut Și atunci oamenii încep să aibă confuzi. Bă, eu născut din Dumnezeu sau nu sunt născut din Dumnezeu? Vreau să vă zic ceva Noi suntem născuți din Dumnezeu Omul dinăuntru, Duhul nostru, Dumnezeu, dar trupul ăsta nu. Corect? Cât tot același a fost. Dacă la 20, eu la 18 ani am pocăit. Dacă 18 ani am avut, când m-am uitat, n-am avut eu, n-am avut 30. Tot de 18, tot același om am fost. Deci ce s-a născut din Dumnezeu a fost înăuntru și ce a rămas în afară a rămas tot trupul, carnea. Și Biblia zice că această carne e firea pământească și în carnea noastră sunt încă niște instincte spre rău. Și acum, ceea ce noi trebuie să înțelegem este diferența dintre Duh și fire. Duhul meu e născut din Dumnezeu, vrea lucrarea lui Dumnezeu, vrea voia lui Dumnezeu, vrea binele firea asta e încă neregenerată, e la fel și mai impune bețe în roate. Și aici eu trebuie să înțeleg o diferență. Și fiți atenți ce am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, deschideți cu mine să vedeți ceva interesant. Geneza, capitolul 22, versetul 1. Geneza, capitolul 22, versetul 1. Dumnezeu îi vorbește lui Avram. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată m a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adul ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Acum, minte Dumnezeu. Nu, corect? De ce, de ce Dumnezeu ia pe singurul tău fiu? Știți că Avram îl avea și pe Ismael. Încă era mai mare Ismael. Nu, no, cum e aici? Nu no era așa ăsta pruncul lui Avram. Ia pe singurul tău fiu. Și asta și m-am gândit, în ochii lui Dumnezeu, Ismael era un fiu nerecunoscut, nelegitim. Era un fiu pe care el nu-l recunoștea. Tot la fel este firea noastră pământească care e mai veche. Ne-am născut din Adam în firea asta pământească care e înclinată ca un lup spre rău. Dar când ne-am născut din Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu ca Isac, Dumnezeu omul ăla dinăuntru îl recunoaște. De-aia Pavel când vine la ăștia știa că mai au câte o leacă de păr de lupă ei. Dar el n-a recunoscut Ismaelul din ea. Voi sunteți Isac, voi sunteți sfinți, aveți natura lui Dumnezeu. Asta e pe locul unu când Dumnezeu se uită la tine. Nu vede firea ta în primul rând. E conștient de a știa Dumnezeu de, -a, de, -a, de Ismail. Cum să nu, știa Dumnezeu, știe Dumnezeu de firea noastră, știe Și totuși când se uită în ochii noștri El vede duhul născut din el El vede copilul lui în, 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 în tine Te vede pe tine cel sfânt Și vede natura asta lui Dumnezeu Și am zis uite ce frumos e Dumnezeu Dar în capitolul 21 înainte Dumnezeu îi spune și lui Avram să facă la fel Că zice Sara izgonește pe Ismael Că el nu va moșteni împreună cu fiul meu Și atunci așa zice Dumnezeu lui Avram Fă ce zice Sara Izgonește la afară. Și am înțeles izgonește firea când vin gândurile firii, firii pământești, leapă te de ele. Eu nu sunt omul acesta, astea sunt lucrurile din trecut și nu mi le trebuie. Eu sunt Sfântul lui Dumnezeu și vreau să fac voia lui Dumnezeu. Asta e chemarea noastră, am fost născut din Dumnezeu, sunt Sfânt. Eu trebuie să mă lepă de Ismael, chiar dacă e acolo, Dumnezeu nu-l recunoaște. Domnul, socotește-te și tu mort față de păcat, nu recunoaște Ismaelul din tine. Când vin gândurile, spune, am murit, nu sunt eu acela, nu vreau să fac lucrul umblu în Duhul lui Dumnezeu. Firea mea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Înțelegeți, iubiții Domnului? E o chestie mai delicată, să mai, mai zăbovesc un minut la ea. Mă gândeam la o nucă. O nucă, când te uiți la ea, are coajă și miez, nu? Am care-i nuca propriu să coja sau miezul? Și totuși noi o numim nucă. Adică noi nu recunoaștem coaja, recunoaștem miezul. Dar am avut la Ciucurova un nuc și erau, erau, multe găurite, ori de șobolani, ori de, ori de cior și ce tot felul. Și nu mai aveau miez înăuntru. Cum le numeam când le vedeam? Coajă. Dacă nu e sfânt în omul dinăuntru, ești doar o coajă, un om păcătos. Dar dacă înăuntrul tău e copilului Dumnezeu, Duhul născut din Dumnezeu, tu ești un sfânt al lui Dumnezeu, chiar dacă locuiești într-o coajă tare de cap. Și ca Duhul lui Dumnezeu să se manifeste prin noi, trebuie ca coaja să fie zdrobită. Trebuie să ne lepădăm de firea pământească, trebuie să renegăm, să izgonim pe Ismael Tu nu vei fi în viața mea, nu te recunosc, te reneg, a zis Avram. Te dezmoștenesc. te scot de pe numele meu. Nu mai recunosc poftele. Filip Pământești, nu mi le mai asum, nu mi le mai însușesc, nu sunt ale mele. Recunosc doar în demnurile Duhului, vreau să umblu în Duhului Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am fost sfințit prin nașterea din nou. Amin? Deci bun, hai să recapitulăm cele două motive. Primul motiv pentru care Biblia ne numește sfinți este poziția noastră în Hristos. Am fost sfințiți prin sângele lui Iisus, separați și pus deoparte. Al doilea motiv pentru care Biblia ne numește sfinți e datorită naturii noastre. Am fost născuți sfinți din Duhul lui Dumnezeu, doar că a, a, omul ăsta sfânt locuiește tot în firea pământească și eu trebuie să învăț să nu mai ascult de îndemnurile firii pământești, ci să ascult de îndemnurile Duhului. Amin? Deci chiar dacă simți aceste îndemnuri, mi-a povestit un frate, zice eu când am venit la Domnul, Dumnezeu a lucrat, mi-a dat o inimă nouă, dar după ce au început să mai reapară niște ispite vechi și am început să am întrebări și confuzi, Băi, eu sunt schimbat sau nu sunt schimbat? Și atunci Duhul meu a început să lumineze îndemnurile astea, sunt îndemnurile omului vechi, nu sunt ale tale, pentru că tu te ceri cu ele, tu vrei să le respingi, tu nu te simți bine cu ele, tu ești altcineva, tu ești un sfânt, tu nu mai te simți comod în preajma păcatului. De aceea respingele numele lui Isus Hristos. Amin? Nu ascultăm de firea pământească. Bun. Și ultimul motiv cu care vreau să închei. Noi suntem sfinți și datorită ascultării noastre. Și aici voi zăbovi cel puțin 10 minute datorită ascultării noastre. E poziția, în primul rând, care am primit-o în primul moment când ne-am pocăit sângele Domnului, ne-a stropit și ne-a pus deoparte. Apoi, tot atunci am primit nașterea din nou, am primit o natură nouă, un ADN nou în noi, în Duhul nostru. Și chiar dacă locuim în firea pământească și uneori ne batem cu ea, eu vă zic sincer, chiar faptul că atunci când îmi vine, hai, hai să, o luăm, să o luăm logic, să încercăm să înțelegem cât mai bine, când îți vine un gând de la firea pământească, te simți comod sau te simți tulburat în Duhul tău? Dacă te simți tulburat, înseamnă că tu ești sfânt. Pentru că numai sfinții se tulbură de păcat. Înseamnă că tu ești sfânt și le ai un gând străin de la fire. Izgonește-l ca Avram pe Ismael. Pleacă de aici, nu vei moșteni împreună cu mine. Pentru că sunt sfânt. Înainte nu mă tulburau, înainte mă delectam cu ele. Când veneau gânduri păcătoase, când nu eram născut din Dumnezeu, îmi plăcea, beam păcatul capa. Acum sunt sfânt și mă, parcă mă tulbur orice gând de răzbunare, parcă mă, nu, 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 vreau să le fac. În Duhul meu știu, sunt sfânt și nu pot să trăiesc așa lăudat să fie Domnul. Amin? Hai să vedem și despre ascultarea noastră ceva foarte important. Apocalipsa zice, uh, cine este sfânsă? Amin! Sfințirea va ține până la venirea Domnului. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Avem și noi un rol, avem și noi o contribuție și dorința lui este să ne sfințim. Pavel zice Corintenilor către cei ce au fost sfințiți, chemați să fie sfinți am fost chemați la sfințire prima chemare la mântuire a doua chemare la sfințire și mântuirea eu de exemplu cred că Dumnezeu m-a mântuit în urmă cu vreo 15 ani eu după 15 ani de zile nu-s mai mântuit amu ca și atunci, dar-s mai sfânt în sfințire pot crește, dar în mântuire niciodată. Deci eu nu pot fi mai mântuit am și atunci. Că acela sânge m-a curățat atunci și acela sânge e pe mine. Dar pot fi mai sfânt și mă voi sfinți până când îl voi vedea pe Domnul meu față în față, lăuda să-i fie numele. Amin? De deci sunt sfânt și în măsura. Pavel știa când le-a zis către sfinții din Efeso, știu că unul mai, mai sfânt ca altul. Ăla e mai sfânt, ăla Sunt niveluri de sfințire. Bun. Hai să vă citesc un verset foarte frumos, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Ca și poziție, eu am fost sfințit odată pentru totdeauna, ca și natură, am primit natura de sfânt prin așa din nou, dar ca și proces, eu trebuie să cresc ca și un copil care s-a născut, bebe, seamănă o leacă cu textul, dar el din zi în zi e un proces în care el crește și seamănă tot mai bine cu Tatălui, tot la fel și sfințirea în viața noastră, de când am fost mântuiți, e un proces în care Dumnezeu ne pune să semănăm tot mai mult cu Isus Hristos, tot mai mult cu Tatăl nostru, Lăudăm să-i fie numele în veci. De ce se nevoie și de ascultarea mea? Adică, Dan, eu te-am scos din lume, am ufi și tu sfânt și nu mai te duc înapoi. E simplă Biblia. Eu te-am pus deoparte de păcat. Fii și tu sfânt și nu mai te du înapoi. Că și cel ce v-ați chemat este sfânt. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, zice Biblia. E foarte clar. E chemarea Domnului Iisus Hristos la sfințire. Să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Și uitați versetele de mai sus, că zice, fiindcă avem astfel de făgăduințe. Versetul 17 zice așa, de aceea, de 6 cu 17 din Corinteni. Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi investi fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Dacă pui versetul 17, sunt trei lucruri care ni se cere când e vorba de sfințirea noastră. Pune-te, rog, Magda, versetul 17. Primul lucru, să, să a, a te înseamnă separat și pus deoparte, adică să mă separ. Primul lucru, ieșiți din mijlocul lor. Ce asta? Loc, am mă sfinți înseamnă să mă separ de anumite locuri rele, corect? N-am ce căuta în discotecă. Decât dacă Duhul Sfânt îmi zice ca și la Reinhard Bonke. La Rai Bonke, Duhul Sfânt i-a zis, du-te în discoteca asta și predică Evanghelia în Africa. S-a dus acolo, a cu patronul, trebuie să predic. Și îți dau loc 5 minute la miezul nopții. O intrat 5 minute, le-a predicat Evanghelia, s-au oamenii și să zic cruce pe discotecă, au făcut biserică acolo. Deci dacă Duhul Sfânt te trimite ca pe Reinhard Bonke, du-te acolo. Dacă nu, n-ai ce căuta acolo. Ieși din mijlocul lor, n ce căuta în locuri unde să bârfește. Nai ce căuta în locuri unde e păcat. Nai ce căuta în locuri păgâne, idolate. Ce să caute? Ce că cultură generală, zice, zice cineva că m-am dus și o să vizitez templele budiste din Londra. Ferească-te Dumnezeu, ce să faci? La ce cultură generală străbăție să intri tu în locurile dracilor? Că mai sus câteva versete zice, ce legătură este între Hristos și Belial, între templul lui Dumnezeu și idol? Ieșiți! Ieșiți! Ascultam mărturia unei, unei surori, zice, am crescut baptistă, nu știam bine Biblia. Ciudat pentru baptiști, că eu știu destul de bine. Și satana te miroase. Și m-am dus la o vecină care era hindusă, era budistă, nu știu era. Și am zis că să-i zic de Isus Hristos. Și da, dar mă ascult și tu pe mine. Zece minute și am stat de vorbă și am simțit că ceva a intrat în mine. Opt ani de zile am fost chinuită de un demon. Opt ani m-a apăsat. Până în clipa în care am chemat, am chemat numele Domnului Isus și am zis, Doamne, salvează-mă, Doamne, ajută-mă și Hristos s-a eliberat-o. Și în momentul ăla începe să ne învețe, n aveți ce căuta acolo, mai ales fără să știi Biblie, mai ales fără să ai cuvântul Dumnezeu. Dacă ai cuvântul în tine, nu te du în locul ele, că sunt duhurile, duhuri care pot să intre. Deci să te sfințești de anumite locuri. Tot ce e păcătos. Nu mai zic de locurile virtuale, site-uri pornografice, site-uri păcătoase, oculte. Ieșiți de acolo, zice Domnul și Pavel și avem astfel de făgăduințe. Hai să ne sfințim până la capăt. Amin! Hallelujah! ne sfințim și de orice fel de loc și dacă nu-i păcătos în sine, dar poate deveni un loc păcătos, gândiți-vă așa, ce să caut eu singur la o femeie, singura acasă. Și când fac vizite pastorale, mă duc neapărat cu un frate păstor, cu un frate diacon. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, păziți-vă de orice loc care ar putea deveni loc păcătos. Pavel a zis, fugiți de curvie, știți că Iosif va fugi, zice, în ziua în care nu era niciunul din slujitori acolo, nevasta lui Potifar a pus mâna pe Iosif, diavolul caută locurile singuratice, n-ai ce căuta acolo, ferească-te Dumnezeu, fugi. Giz de locurile astea, fiți sfinți în toată portarea voastră. Eu sunt sfânt și datorită ascultării mele. Eu trebuie să fiu sfânt. Citeam în cartea lui John B. zice, m-am dus zice, am scris o carte, Frica de Domnul, zice, și, și m-am dus, m -am dus că m-a chemat cineva din pușcărie, a fost un teleevanghelist, zice, celebru, zice, din punctul meu de vedere, și a John Bavier, cel mai mare evanghelist din anii 80, zice. 20 de milioane de oameni avea rating la televizor, la predicile lui și la lucrarea lui, era foarte renumit. Și a fost prins în curvie și de lapidare de bani și o grămadă de lucruri păcătoase și băgat la pușcărie. Bun, zice, m-am dus acolo să văd de ce mă cheamă, că eram curios. Și el m-a întrebat când m-a văzut și a zis așa, cred că știu numele, dar nu îl pomenesc, că nici John Bavier nu a pomenit. Și zice, tu ești el ce a scris cartea asta? Și el spune, da, zice eu, ai scris-o de la tine sau că ți-o tictat-o altul? Nu, zice, eu am primit revelația de la Domnul cu frica de Domnul. Și zice el așa, acum, zice, zice, zice John Bavill, vreau și eu să te întreb ceva. Și zice, să spune eu te-am apreciat pe tine ce eu mă uitam ca un copil la televizor la tine și am vreau să fiu și eu tine. Când te vedeam cum te folosea Dumnezeu, cum lucra Dumnezeu și zic, ce s-a întâmplat cu tine? De-o fost prins cu dovești, cu tot felul de lucruri și au pierdut toată lucrarea și mărturia. Zice, ce s-a întâmplat cu tine? Ce când ai încetat să-L mai iubești pe Iisus Hristos? Că John Bovier se gândea la ea, dacă mă iubiți, păziți poruncele mele. Și au ce mi-a zis tele s-a rămas șocat John Bavir. Niciodată n-am încetat să-L iubesc pe Isus Hristos. Mi-a lipsit ce ai scris tu în cartea asta, frica de Domnul. Știți ce zice Pavel Corintenilor? Să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Ca să fii mântuit, ai nevoie numai de credință. Ca să fii sfânt, mai ai nevoie de ceva de frica de Domnul. Nu pune la îndoială avertizmente lui, dacă el îți zice ieși din locul ăla. Zice Solomon, am văzut un băiat fără minte, se ducea în amurg, în, în, spre casa unei femei. Ce cauți pe acolo? Ce cauți să fii naiv, că dracu abia așa se prinde? Fii sfânt, separă-te de tot ce păcătos. Amin? Tot ce simți că, zice Pavel, până acolo, feriți-vă de tot ce vi se pare rău, tot ce mirosiți că nu e ok, mai bine plecați după acolo. Dumnezeu nostru e sfânt. Domnul să ne ajute să fim și noi sfinți și avem nevoie de frica Domnului. Apoi, următorul lucru. Separați-vă de locurile păcătoase. Doi, despărțiți-vă de ei, separați-vă de oamenii păcătoși. Sunt anumiți oameni și Biblia e plină de avertizmente. Ferește-te de cei care n-au alt job numai să se certe. Fugi de acolo, dă-le pace, ce Pavel la Timotei. Ferește-te de oameni eretici, dacă au luat-o străine, te-ai dus odată. Și și ai zis de Domnul și vezi că el e tot cu duhurile lui în cap, pleacă de acolo, ferește-te de oamenii imorali care trăiesc în curvie și zice și de oamenii mânioși mă pun acolo, nu te împrieteni cu omul mânios ca să n ajungi și tu să te cu deprindele lui, ferește-te de orice frate care măcar că își zice frate, este un curvar, un închinător la idol, un defăimător, un, un lacom de bani, nici să nu mănânci cu un astfel de om și am stat și m-am gândit, uite-te frate ce, 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 tare e Biblia. De eu, eu, am zis că eu n-am, respectat versetul ăsta, că mai stat la masă cu oameni care bârfeau. Zice, să nu stai la masă nici cu defăimători. Cum ai auzit un om că defăimează? Ferește-te că bârfa întinează. Bârfa imediat e o epidemie. Pandemia s-a oprit de COVID. Bârfa continuă mai departe. Feriți-vă de astfel de oameni. Dacă de COVID știam să ne punem în carantină, hai să ne punem în carantină și de lucrurile astea care sunt păcătoase. Că știți ce e ciudat? Trebuie să fii mare în Hristos și trimis Dumnezeu ca să poți să stai în mijlocul la tot felul de duhurile să nu te întineze m-am gândit la cartofi. E interesant că aveți cartofi acasă. Dacă ai într-un sac 200 de cartofi buni și unul rău, ăia 200 buni îl vor face pe la rău bun. Dar ăla rău îi va face pe la 200 răi. Și ce facem noi? Separare! Despărțiți-vă de ei. Despărțiți-vă de orice om stricat, de orice om zice Pavel, n-ai ce sta lângă el. Și asta fac, vă zic sincer, îi spun la un om odată de două ori Evanghelia, dacă îl văd că el cu zurgălăi lui în cap, mă desparde, îl iubesc. Când vrei tu, vii și povestim, dar nu stau să mă tăt. Înțelegi? Omul care te cu certuri din. te obosește. Te obosește, dar oamenii oameni nu se certe, nu mai se certe. Păi n-am ce să stau cu ei la ceartă. Vreau, vă, zic sincer, când un om vine și îmi pune întrebări, prima oară zic, Doamne, să vrea să caute adevărul sau vreau să caute ceartă? Și Duhul Sfânt îți descoperă așa în Duhul și simți că vrea să caute ceartă? Și am plecat nu cu mine. Despărțiți-vă de ei, ieșiți din mijlocul lor, fiți sfinți în toată portarea voastră. Amin. Al treilea lucru, nu vă atingeți de ce să necurat, curat. Feriți-vă de lucruri păcătoase, nu numai de locuri păcătoase, nu numai de oameni păcătoși, ci și de lucruri păcătoase. Nu vă atingeți. Nu vă atingeți de obiecte oculte. Auzeam de unul că să avea o jucărie, tablă de asta, Ouija și lucruri demonice, incantați, el cea că e jucărie, să învârtea singură jucăria, 40 de ani de zile chinuit de un duh necurat, a trebuit să intervină Domnul Iisus în viața lui să le libereze. Nu vă atingeți de nimic ocult, nu vă atingeți de lucruri care sunt rele, nocive, păcătoase, uh, oculte, Uh, filozofii și erezii, tot felul de lucruri. Nu aveți nevoie de cărțile astea în casă, aruncați-le pe foc. orice de magie, orice de lucru rău, afară pe foc. N-am nevoie de bibelouri în casă cu Buda. Bă, când îl văd la pep, ce mă enervează, așa le-a sparge pe acolo, la o măciucă de așa le-a sparge pe toate. Bibelor, s-o România, s-o prosti, îl trepă dracu în casă. Păi dacă se parfumează frumos, nu-i drac. Dacă se machează frumos, e tot drac nu mi-l trebă, nici machiat. Scoateți afară din casă, orice lucru. Ți-mi de m la la București și uh, el să te închirie săracul. Bă, aveau un, desa cu urechile alea mari, hinduzi, de nu știu zei de lor. Și si zice, Dani, dormi aici. Zic, eu cu asta în cameră. Ori e el, ori eu. <laughs> Nici vorba, nu pe ce legătură. Dar vorbeam foarte serios, chiar dacă pare mult. Bă, ce și fac? Era lipit de perete, făcea asta. Zice, ce și fac? Zice, mă, mă, mă scot de afară, că n-am unde să mai stau. Zic, bă, frate, ce să facem noi? Mi-a fost și milă de el, dar eu tras perdeaua pe față, o pus ceva mai și l au acoperit la perete, zic, ieși de aici cât poți. Z, nu, n, n aveți ce să căutați. Sunt lucruri, vorbesc foarte jos. Vă recomand niște cărți foarte bune. curățarea locuinței tale. Este o carte de la Alfa Omega în care oameni cu experiență s-au dus și au avut tot felul de experiențe. Îi chemau oameni ce nu pot dormi în casă, mirosuri ciudate, tot felul de lucruri. Ce ne ducea? și Duhul Sfânt descoperea și odată am văzut în pod, Duhul să mi eu să intru în pod. M-am dus în podul casei. Am văzut ce o stivă de cărți, oculte filozofie, rezii, tot felul de nebunii. M-am dus acolo, zic, ce-i cu asta? Ce, Ce nu știu? M, -am, m -am, când am luat casa, nu m-am suit în pot până acum, zice. Și zice el, că te, zice el, hai repede să le băgăm pe foc. Știți când s-au pocăit ăia uh, 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 din Efes, care era capitala vrăștoriei, toate cărțile de vrăștorie lor băgat pe foc, pe foc cu satana. Soluția lui Dumnezeu pentru, pentru satana, zice că a pregătit iadul pentru diavolul și îngerii lui. Soluția pentru celor este focul, ardere pe foc. Și zice că le-a luat și l-a băgat pe foc. Dar auzi ce zice autorul? Zice, băi, zice, dacă stăteam în partea asta, flacăra venea către mine, era supărat satana. Dacă mă duceam în partea asta, flacăra venea după mine. Dacă mă duceam în partea asta, mă rugam, mori în numele lui Isus Hristos. Zice, din seara aceea n-au mai avut nicio problemă în casă. Sunt tot fel de lucruri că le citești, te tulbură sau numai că le ai pe acolo. Curăță-ți afară, nu ne atingem de nimic, ne suntem mai Domnului, lăudați să fie în numele lui. Și de aici a Sfânt să descopere mai departe ce locuri sunt păcătoase, ce oameni sunt. Că acum, când zic de oamenii păcătoși, nu mă refer la asta că tăți sunt păcătoși, ar trebui să ieșim din lume. Mă refer la ăștia care sunt și încăpățânați, care nu se schimbă. Ce să te stai eu cu el la cafea? Dacă să atât cu a lui, o ține de ani de zile, mă duc după acolo, tăt cu ăștia bârfitor, tăt cu care este imoral. Mă duc la oamenii, zice Pavel, du-te la cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, fugi de poftele tinereții, fi sfânt, Domnul să ne ajute. Amin? Iubesc pe toți oamenii, mă duc la oricine, dar nu fac preten și nu stau mult pe lângă ei, numai cei ce sunt ai Domnului și curați. Asta e numai sfințenia exterioară. Dar Pavel și curăța nu numai de întinăciunile cărnici, ci și de întinăciunile Duhului. Uneori s-ar putea, dacă faci numai ce ți-am zis până acum, sfințirea asta exterioară, locuri, oameni, lucruri, s-ar putea să dai în legalism. Ca, ca, farisei, că ce Domnul Iisus, vai de voi farisei și cărturari fățarnici, farisei cred că făceau tot ce v-am până acum, să fereau de curve, să fereau de așa, de așa, de așa. Deci voi curățiți partea de afară a paharului, dar înăuntru vostru e plin de viclenie, de răutate. De aia, Pavel, așa de inspirat de Duhul Sfânt și frumoasă Biblia, nu ce numai de carne, să te ferești fizic de lucruri, zice și de Duh. Feriți-vă că e Duh de viclenie, Duh de curvie. Tu zici că te ferești de prostiuțe dar le ai în tine și în capul tău. Tu zici că te ferești de nu știu ce, dai Duh de mândrie în tine. Și îmi place, sfințirea merge pe două planuri, și în afară, în exterior, dar și în interior. Mă sfințesc în Duhul meu, căutându-l pe Dumnezeu, căutând fața lui. Doamne, am nevoie de tine, citind Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a zis Domnul Iisus? Auziți un verset frumos în Ioan, capitolul 17, versetul 17. Eu sunt frate că sunt mai mă uit la ceas. Zic, tu îți dai seama ce-ar fi. Ioan, capitolul Ioan, 17, versetul 17. Zice, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Știi ce ne sfințește pe noi? Cuvântul acesta. Cuvântul acesta, când îl citești, când îl memorezi, când cugeți la el, când uh, uh, îl împlinești, în momentul la cuvântul lucrează în noi și ne sfințește, ne pune deoparte de mândrie, de răutate, de vicleșug, de nedreptate, toate relele și suntem sfinți și fizic că ne ferim de păcatele din exterior, dar suntem sfinți și în Duhul nostru, că ne ferim în Duhul nostru de orice formă de răutate. Deci, Biblia ne numește pe noi sfinți. means. și suntem toți copiii Domnului. Amin. Recapitulăm. De ce? Datorită poziției noastre în Hristos. Hristos ne-a stropit cu sângele Lui și suntem puși deoparte. Mărească-se numele Lui pentru asta. Suntem sfinți datorită naturii noastre celei noi. Am fost născuți din Dumnezeu, avem ADN-ul Lui noi, avem sămânța Lui în noi care nu poate păcătui, nu vrea să păcătuiască. Dorința noastră e să facem binele. Dar trebuie să învățăm să-L izgonim pe Ismael, firea pământească și să nu ascultăm de îndemnurile ei, de gândurile ei, că știu că ne vine. Ne vine o de gânduri de la firea pământească, dar nu așa că știți și voi că e firea? Dacă tot adevărul e că o lăsăm să ne gâdile, gânduri de răutate, de neiertare, nu, fiți radical și ferm, fire pământească, fire stignită pe cruce, n-ai nicio putere în viața mea, Duh Sfânt, ascult de El. Și apoi suntem sfinți și datorită ascultării mele. Paharul ăsta n-are picioare, dar credeți-mă că noi avem. Dacă am fi și noi fără picioare ca paharul ăsta, ne-ar pune Dumnezeu într-un loc și acolo am ședea. Dar pentru că avem picioare, zice Domnul, nu fii atent că eu te pus o deoparte pentru mine, rămâi deoparte pentru mine, nu, nu, te întina, nu te du în locuri păcătoase, nu te, du, nu te atinge, fi curat și te voi primi, lăudați să fie Domnul și fii curat și pe dinăuntru în gândurile tale și pentru că nu pot singur, ți l-am dat pe Duhul Sfânt, slăvit să-i fie numele, ți-l dau pe Hristos, să-ți dau sângele meu să te curățească nu stop de orice nelegiuire și să trăiești în veacul de acum în sfințire, în sfințire până la sfârșitul vieții. Cine e sfânt să se sfințească. Vreți să ne rugăm să ne sfințească Dumnezeu? 1 Tesalonice, în capitolul 4, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, fiecare să știe să-și stăpânească vasul în sfințire și în cinste, nu în aprinderea poftei ca lumea, și să fim sfinți și curați. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim Domnului în primul rând, pentru că ne-a născut din nou, pentru că ne-a stropit cu sângele Lui și ne-a făcut o chemare așa de mare să fim mai Lui și să ne dea Dumnezeu putere să fim sfinți în toată purtarea noastră și înăuntru nostru și în afara noastră. Haideți să ne rugăm împreună cu toată biserica!